Slăviți să fie în numele Domnului. Previților, textul pe care l-am citit, cele trei versete din Coloseni, ne vorbesc despre faptul că Domnul Iisus Hristos a biruit prin cruce. Crucea a fost arma biruitoare a Domnului Iisus Hristos, mai întâi asupra păcatului, apoi asupra legii și apoi asupra morții. În versetul 13, pe voi care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească, netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu El după ce ne-a iertat toate greșelile. Păcatul din viața noastră, păcatele noastre iertate, dar puterea păcatului anihilată, biruită, înfrântă. Iată de ce Apostolul Petru spune în 1 Petru capitolul 2, versetul 24, El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile Lui ați fost vindecați, tămăduiți. Și aici nu e vorba neapărat de boala fizică, este vorba de boala păcatului, tămăduirea de cea mai cruntă boală. Dragii mei, dacă nu era rezolvată problema păcatului, dacă păcatul continua să stăpânească asupra noastră, n-aveam nicio șansă la mântuire și la eternitate. Hristos a venit să rezolve problema păcatului. Cum a rezolvat-o? A luat păcatele asupra Lui și s-a dus cu ele la calvar. Și le-a purtat în trupul Său. În Evrei, cuvântul Domnului spune că nu există iertare de păcate, iertarea tuturor greșelilor, iertarea tuturor păcatelor noastre, fără vărsare de sânge. Vărsarea de sânge face parte din sentința legii asupra păcatului. Și asta ne duce la a doua biruință a Mântuitorului. A biruit păcatul luându-l asupra Lui, luând păcatele noastre asupra Lui, dar poruncile legii și sentința legii purta numele nostru. Pentru fiecare dintre noi era rostită o sentință de condamnare la moarte, și nu numai moarte fizică, ci moarte veșnică, în chinul veșnic. Atunci, ascultați versetul 14, a șters zapisul. Ce e zapis? E un document de condamnare. Este sentința care a fost rostită, semnată și e irevocabilă. Nimeni nu o putea șterge, nimeni nu o putea amenda sau anula. Singurul a luat-o Hristos și spune Biblia, a șters zapisul cu poruncile Lui. Cum a putut să-l șteargă? Stătea împotriva noastră, ne era potrivnic și l-a nimicit pironindu-l pe cruce. Când Domnul Iisus Hristos a luat asupra Lui păcatele noastre, a împlinit legea cu porunca de vărsare de sânge. Singurul element, singura substanță care putea să șteargă zapisul acesta era sângele Domnului Iisus Hristos. În fiecare an, la templu, erau aduse jertfe pentru acoperirea păcatelor poporului, ca să nu-i nimicească Dumnezeu din cauza păcatelor lor. Biblia spune că legea n-a reușit să facă altceva decât să arate și mai mult neputința omului în fața păcatului. Vă spuneam cu ocazie că în mod normal atunci când era luat un animal nevinovat și era junghiat și sacrificat, omului ar fi trebuit să-i se facă milă, să-și dea seama că animalul ăla nu merita să moară, că moare în locul lui, că îi se varsă sângele în locul lui, ca să poată trăi el. Ce și-a făcut omul? În loc să interpreteze așa,
a interpretat altfel. A spus, ce bine, omorâți cât mai mulți miei, omorâți cât mai mulți porumbei, ca să pot să continui să păcătuiesc. Pentru el, jertfa mielului nu era un moment de sobrietate, când să se simtă vinovat de suferința și de moartea unei alte ființe în locul lui, ci era o licență de a continua în același stil de viață. Ei, când a venit Domnul Iisus Hristos, a luat toate păcatele asupra lui și a satisfăcut porunca lui Dumnezeu. N-a șters păcatele noastre prin faptul că le-a ignorat. Nu. Nu le-a acoperit, le-a șters. Satisfăcând dreptatea lui Dumnezeu și purtând în trupul lui pedeapsa pentru păcate, vărsându-și sângele ca să avem iertare. Ne-a iertat greșelile, a rezolvat problema păcatului, a rezolvat problema legii și apoi tot prin cruce a biruit moartea. În versetul 13 spune, pe voi care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească, netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu El după ce ne-a iertat toate greșelile. Și versetul 15, a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de o cară înaintea lumii după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Dragii mei, nu există un domeniu de stăpânire mai periculos, mai puternic și mai greu de învins decât moartea și locuința morților. Moartea și locuința morților. Când moartea și locuința morților sunt aruncate în iazul de foc, diavolul e deja acolo, anticrist e deja acolo, prorocul mincinos e deja acolo, împărățiile oamenilor, stricăciunea, fiii nelegiuirii sunt deja acolo. Ultimul dușman, ultima împărăție, ultima domnie, ultima stăpânire, căreia îi se curmă autoritatea și care este aruncată în focul veșnic, este moartea și locuința morților pe care le-a biruit Hristos la cruce. Așa că în această seară, stând la masa Domnului și vom sta la masa Domnului comemorând moartea Domnului Iisus Hristos, crucea Domnului Iisus Hristos. Însă, frați și surori, când spunem, pomenim sau ne amintim sau ne reamintim sau comemorăm moartea Lui sau vestim moartea Lui, expresia aceasta pare o expresie opresivă, ne aducem aminte de ceva crunt, ne aducem aminte de moarte, ne aducem aminte de un moment tragic. Și este adevărat. Dacă oamenilor ar fi trebuit să le fie milă de mielul junghiat pe nedrept, un animal care, să fim corecți, până la urmă tot acolo ajungea, pentru că rostul mieilor și animalelor erau să fie sacrificate și să slujească de hrană oamenilor. Diferența era că acel miel nu murea pentru ca să slujească ca hrană cuiva, ci murea datorită păcatelor comise de om. Inima omului este nespus de înșelătoare, deznădăjduit de rea. Momentul acesta însă al crucii ar trebui să producă cu mult mai multă remușcare și vinovăție în inima oamenilor.
Și chiar în inimile noastre, gândindu-ne la faptul că păcatele noastre l-au pironit pe Domnul Iisus Hristos pe cruce, că din cauza noastră a trebuit să plătească acest preț. Dar odată cu asta, haideți în această seară să gândim nu numai tragedia crucii, ci să ne aducem aminte de triumful crucii. Crucea nu este doar locul unde Hristos a murit. Crucea nu este doar locul unde Hristos și-a vărsat sângele. Crucea este locul unde Hristos a biruit. Este locul unde Hristos a câștigat biruința asupra păcatului, ca să nu mai stăpânească asupra noastră. Dragii mei, a fost o vreme când puterea păcatului asupra omului era implacabilă. Pe noi Domnul ne-a pecetluit cu puterea Duhului Sfânt. Și sângele Lui este putere de răscumpărare, nu numai de sub osânda păcatelor, ci de sub puterea păcatelor, ca să trăim o viață nouă. Ne-a adus la viață împreună cu El. Că înainte eram morți în greșelile noastre și în firea noastră pământească netăiată împrejur. Ce a făcut Domnul Iisus Hristos la Calvar? Ne-a tăiat inimile împrejur, ne-a tăiat firea pământească împrejur, a dezbrăcat păcatul de putere ca să putem trăi o viață sfântă. Nu ne mai supunem legii pentru că am plinit-o Hristos, v-am spus de multe ori. Aici nu se referă să nu mai trăim o viață morală, să nu ne mai supunem legilor de bun simț și caritabile ale poruncile legii. Nu, nici de cum. Se referă la ritualurile pe care le făceau oamenii ca să scape de păcat. Nu mai e nevoie de niciun ritual, că le-a împlinit Hristos în trupul Lui. Și-a dat legea la o parte din calea noastră. Nimeni nu putea trece peste lege. Legea avea o sândă clară, scrisă, împotriva fiecăruia dintre noi. Hristos, prin sângele Lui, a șters această osândă și ne-a dat făgăduința vieții veșnice prin faptul că a luat moartea prizonieră. Și chiar dacă acum încă trăim în trup și trupurile noastre sunt supuse morții, a scris în noi învierea Lui. Iată de ce. Haideți să ne bucurăm în seara aceasta, stând la masa Domnului, să ne aducem aminte de suferințele Domnului, să ne aducem aminte de moartea Domnului, să ne aducem aminte de tragedia Calvarului, dar să nu uităm de triumful crucii. Că datorită acestui triumf, datorită acestei biruințe a Domnului Iisus Hristos, ne împărtășim cu nădejdea că într-o zi ne vom împărtăși la masa Domnului în rai. Binecuvântat să fie în numele Domnului. Amin. Ne ridicăm în picioare, lăudăm pe Domnul cu o cântare în comun, rugăm slujitorii bisericii să vină la masa de împărtășire și trecem la actul cinei Domnului.